Neața lume! Azi vreau să vorbim despre proprietate destul de strane sub denumirea de spin. Deseori apar destul de multe întrebări după explicarea sa, fiindcă este descris prin anumite analogii, din un fel de rotire, dar nu e chiar rotire și altele de genul acesta. Așa că azi vreau să analizăm din diferite unghiuri, când a fost descoperit, cum se observă în experimente și ce influențează acest spin. Această proprietate se prezintă la particule elementare precum foton sau electron, la particule compuse precum proton sau neutron, la atom. Credeam să mă zice că e prezent și la molecule, dar totuși hai de la început să vedem ce e la spinul. Nu are o definiție intuitiv simplă, așa că este nevoie să-l analizăm în toate părțile. Existența spinului a fost presupusă în 1924 de Wolfgang Pauli, iar experimentul care a demonstrat existența spinului a fost făcut în 1922. Da, experimentul a fost făcut înainte de presupunere, fiindcă în experiment n-au înțeles ce e aia, iar în 24 au unit presupunerea cu experimentul și a primit spinul. Acel experiment se numește experimentul Stern-Gerlach. S-au luat doi magneți de anumite forme, trimiteau printre magneți niște particule și se uitau sub ce unghi și vor schimba direcția particulelor sub influența câmpului magnetic. Hai să ne uităm la experimentul ăsta de mai aproape, doar că să fie înțeles mai bine, va fi nevoie de la început să ne uităm la versiunea sa clasică, nu cea cuantică, și după putem să le comparăm. De exemplu, luăm câțiva magneți sub diferite unghiuri și îi vom trimite prin câmpul nostru magnetic. Ei vor accelera sub influența câmpului magnetic în sus sau în jos, în funcție de direcția sa. În așa configurație, cu cât este mai sus partea nordică a magnetului, cu atât mai respins va fi de câmpul magnetic, adică se va duce în jos. Fiecare magnet poate fi schemat și descris sub formă unei săgeți. Și acum experimentul nostru va arăta așa. Iar acum, hai să ne amintim cum lucrează magneții. Dacă vom lua un corp încărcat electric și începem să-l rotim, el va forma un câmp magnetic. Iar în magneții permanenți, înăuntru lor se învârt particulele, care la rândul lor formează câmpul magnetic. Dar dacă noi vom lua corpuri foarte mici, precum particule aparte, noi vom vedea că ele la fel schimbă direcția sub influența câmpului magnetic și se comportă ca un magnet. De aici s-a presupus că ele pot foarte repede să rotească și, luând în considerare că ele au înăuntru lor o sarcină electrică, cel mai probabil ar putea să formeze și ele un câmp magnetic. De aici a și venit denumirea de spin, fiindcă se traduce precum rotire. Dar particulele elementare nu se pot roti și de aia spinul lor nu poate fi o rotire adevărată. De ce voi explica puțin mai târziu. Însă spinul are destul de multe lucruri în comun cu rotire, nu doar din cauza că poate forma câmpul magnetic, și are și lucruri care diferă de rotire, doar că și despre aceasta vom vorbi puțin mai târziu. Iar acum, hai să ne uităm la experimentul Stern-Gerlach, doar că deja cu adevărat, nu la varianta sa clasică. Vom la particule care se supun legilor mecanicii cuantice, de exemplu electronul. Inițial, nu știm spinul acestor particule, însă noi putem să le aflăm după experiment. Electronii încep să se comporte straniu, ei se bat de la direcție doar în sus sau în jos. Dacă nu i-ar fi reprezentat ca niște săgeți, atunci toți ar fi întorși în sus sau în jos. Iar aici, noi vedem diferența față de magneți care pot fi întorși sub orice unghi. Și apare o întrebare logică, de ce în sus sau în jos, de ce nu în stânga sau în dreapta? Ce va fi dacă noi vom întoarce configurația noastră? Acum, dacă electronii noștri ar fi întorși în sus sau în jos ca niște magneți, atunci toți ar fi nimeriți în centru, fiindcă niciun pol nu este mai aproape de nord sau de sud. Doar că electronii, când sunt trimiși de vertical printre magneți, ei din nou aleg una dintre direcții, acum deja stânga sau dreapta, ceea ce înseamnă că însuși măsurarea și schimbă spinul lor. Acum, hai să luăm un electron, să-i măsurăm spinul, iar după să mai încercăm încă o dată. După cum vedem, nimic nu s-a schimbat, adică spinul său a rămas la fel. El va rămâne permanent la fel dacă noi îl vom măsura față de aceeași axă. Dacă noi vom schimba axa perpendiculară, atunci el din nou va alege aleatoriu una dintre direcții față de noua axă pe care măsurăm. Însă starea sa veche pur și simplu va dispărea. Așa că 50% dintre electroni vor merge spre stânga, iar 50% vor merge spre dreapta. Dar dacă noua axă nu va fi perpendiculară, ci sub orice alt unghi, atunci procentajul nu va fi 50-50, ci oricare altul, în dependență de unghiul față de axa pe care au fost fostele măsurări. Adică spinul față de magneți poate alege starea finală în timpul măsurării. Particulele elementare nu au un oarecare volum, ele sunt considerate ca niște puncte în spațiu, așa că viteza lor a rotirii ar trebui să fie cel puțin mai mare decât viteza luminii, dacă nu chiar infinită. dar după conism mai înainte, într-un câmp magnetic, ele se comportă ca niște corpuri încărcate electrice care se rotesc. Aici, asemănările cu rotire nu se termină. Închipuiți-vă atomul. E un sistem complex, format din diferite particule, care deja nu mai e un punct și se poate roti cu adevărat. Și la corpuri precum atomul și mai mari, deja apare legea conservării momentului cinetic. Momentul cinetic e o mărime fizică, care măsoară cantitativ și calitativ cantitatea transportată. Iar conservarea sa înseamnă că el nu apare și nu dispare din nimic. Cel mai cunoscut exemplu de conservare a momentului cinetic este patinajul artistic. Un patinator cu mâinile întinse are nevoie de mai multă energie pentru a se roti, dar când își apropie mâinile de corp are nevoie de mai puțină energie și viteza rotirii imediat crește, chit că parcă nu mai face nimic pentru aceasta. Aceasta se întâmplă fiindcă energie pentru rotire deja o au. Ea rămâne la fel și după apropierea mâinilor, însă energie pentru fiecare rotire deja este nevoie mai puțină. Dar hai să ne întoarcem la atomul nostru. Fotonii, adică particulele de lumină, pot fi absorbite de atom, iar după aceasta ei încep să rotească atomul, fiindcă au momentul cinetic înăuntru lor, adică spinul. Iar pentru că momentul cinetic trebuie să fie conservat, el trece deja în atom. Spinul la rândul său este un fel de moment cinetic, doar că fără o rotire reală. Spinul poate fi imaginat ca un fel de număr de rotiri care se păstrează înăuntru particulei. Puțin mai înainte, am zis că spinul poate fi exprimat sub formă unor săgeți, în sus sau în jos, în dreapta sau în stânga sau chiar pe diagonal dacă e nevoie, dar totuși poate fi exprimat mai formal. Cuantul unui spin este constanta Planck redusă sau constanta Dirac. Acum să vă explic ce înseamnă aceasta. Constanta Planck redusă e o porțiune foarte și foarte mică de energie, iar cuantul e cea mai mică porțiune de ceva. Iar când noi zicem că cuantul unui spin este constantă în Planck redusă, înseamnă că spinul poate fi măsurat în aceste constante în Planck reduse, iar valorile sale pot diferi una de alta doar cu o constantă în Planck redusă. De exemplu, electronul. Spinul său este 1/2, iar valorile sale sunt 1/2 în constantă în Planck redusă sau minus 1/2 în constantă în Planck redusă. Adică diferența între valori este de o constantă în Planck redusă. Așa, particule precum electroni sau quarcuri, noi le numim particule de materie sau fermioni, doar din motiv că spinul lor este 1/2, adică doar din cauza spinului lor, ele sunt particule de materie, adică doar din motiv că la ele apare principiul lui Pauli sau principiul de excluziune, despre care cel probabil ați auzit la chimie. Acest principiu spune că electronii nu pot ocupa aceeași stare simultan, de aia într-un atom, electronii nu se află într-un singur punct, ci sunt repartizați pe diferite nivele electronice. Însă pe fiecare nivel electronic sunt câte 2 electroni, fiindcă electronul poate ocupa starea de spin diferită, 1/2 în constantă Planck redusă sau minus 1/2 în constantă Planck redusă. Aceasta și le permite să fie diferiți, adică ei ocupă aceeași stare în afară de starea de spin. Acum, hai să trecem la bozonul de calibrare. Cel mai simplu exemplu este fotonul. Spinul său este 1, adică el poate ocupa valorile 1, 0 sau minus 1. Totul încă se măsoară în constante în Planck reduse. Printre bozonele de calibrare se află particule care nu au masă, precum fotonul sau gluonul. Iar teoria relativității impune niște limite la așa particule. Nu o bag acum în acest subiect, fiindcă chiar e destul de complex, dar pe scurt aceasta înseamnă că ei nu pot avea spinul 0, ci aceasta înseamnă că pot avea doar spinul 1 sau minus 1. Mai există încă bozoni scalari, la momentul dat există doar un singur bozon scalar, bozonul Higgs, despre care am vorbit în video ăsta, iar spinul lor este 0, adică poate prelua doar valoare 0. Adică permanent este la fel și niciodată nu se schimbă. Reiese că spinul e un fel de moment cinetic cuantic care nu e o rotire reală, adică particula poate păstra în ea un anumit număr de rotiri fără să se rotească. Și în plus, faptul că particulele se pot afla în aceeași stare doar cu spinul diferit permite interacțiune de schimb, fără care atomii nu ar mai exista, cel puțin în modul în care noi știm acum.